ediției emisiunii de la Die de la Cetățean. Ca în fiecare marți ne vedem aici pe Infinit TV împreună cu primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. Bună ziua și bine ați venit în studioul Infinit TV. Bine ați revenit! Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune săptămânală. Așa este. Puteți să intrați în legătură directă cu noi sunând la 0332711222, iar până la primul telefon aș vrea să facem o scurtă trecere în revistă la întrebările de săptămâna trecută. Am înțeles că aveți și niște răspunsuri pentru o parte din probleme. Probleme le-am rezolvat, să spunem. Era un copac de tăiat la blocurile SC4, SC9 și de tuns iarba. S-a realizat în data de 23. Gropile de pe profesor Inculeț, cele solicitate de doamna care ne-a sunat, s-au reparat începând cu a doua zi, am trimis echipa acolo, dar după ce terminăm cu introdusă rețeaua de apă și canalizare, intrăm și cu modernizarea străzii. Mai aveam un răspuns foarte bun de la un domn care reclamase prezența unui panou care obtura vizibilitatea la o traversare, trecere de pietoni, intersecție șoseană Nicolina. S-a identificat și astăzi la ora 1 chiar a fost mutat acel totem și permite vizibilitatea pe lângă refugiu din zona Nicolina, reclamă Dentalux. În zona Iulius din Tudor Vladimirescu am montat popici pentru de a preveni parcarea și ocuparea trotuarului și acum nu mai puțin adevărat că era și utilizat într-un anumit scop, ceea ce nu prea face bucurie orașului. Publicitar. În scopuri publicitare. Publicitatea se face pe mijloace publicitare, nu pe mașini lipite și atârnate prin tot orașul. O să continuăm acțiunea. Preluăm și un prim telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, stimată doamnă. Bună ziua, domnule primar. Bună ziua. Mă numesc Radu. Vă salut, cu stimă. Aș vrea să-l felicit pe domnul primar pentru toată activitatea pe care o desfășoară Iași în această perioadă, cum e organizată. Și toate aprecierile mele și nu în ultimul rând, și cel mai important, să știți că nu e puțin lucru ca dumneavoastră să apăreți de 2-3 ori pe săptămână în fața noastră, ca la judecată, să zic așa, să răspundeți întrebărilor diferitor oameni cu diferite culturi, cu diferite studii, cu diferite probleme și așa mai departe. Mult succes și mult succes încă o dată. La revedere, zi bună! Vă mulțumim, o zi bună, la revedere! Dumnealui, dacă mi-amintesc, are mereu, să spunem, lucruri civice pe care le semnalează și care s-au demonstrat de fiecare dată că erau necesare. Și le mulțumesc celor care se implică în comunitate. Unele dintre ele chiar sunt lucruri care trebuie să rezolvate și rezolvate urgent, cât de caracter general. Mai pe final de emisiune vom discuta despre ședința Consiliului Local de mâine. Până atunci, au fost în Iași weekendul acesta și încă sunt în desfășurare evenimente. A fost și încă este Festivalul Internațional al Educației, Forța Zoo, Hungariada, foarte multe evenimente, multă aglomerație. Piesa de teatru, Teatru de Război de aseară, de duminică seară, de la Teatrul Național, premiera de ieri seară de la Ateneul Tătăraș, tot pe temă centenar. Un spectacol foarte frumos pe care îl pot viziona cei care sunt interesați în această seară la Casa de Cultură a Studenților din Iași, care vizează tot rolul Iașului în primul război mondial. Spectacolul de la susținut de Forța Zoo, care efectiv a făcut în forță tot ceea ce a făcut acolo. Și a strâns foarte multă lume. Foarte multă lume și un spectacol de foarte mult bun gust. Nu au fost excese, să spunem, nici de o parte, nici de cealaltă, muzică de calitate, artiști români, doar artiști români, cei mai în vogă în momentul de față, nu pot decât să le mulțumesc pentru că au ales Iașu pentru evenimentul ăsta. Sper că și Iașu s-a comportat exact după, să spunem, dinamica din ultimii ani și, de ce nu, poate nu ne oprim aici, reușim să-i mai aducem și altă dată. Păi, în fiecare an evenimente noi și la cât mai multe evenimente. Iar luna mai în Iași sunt foarte multe evenimente și din nou în luna octombrie când sunt sărbările orașului și atunci se strâng cei mai mulți oameni. Uitați că începem și iunie acum cu un eveniment foarte frumos, se numește After Hills, vine să combată oarecum Antoldul de la Cluj și cred că vom reuși în câțiva ani de zile să devenim mai buni decât Antoldul de la Cluj. Avem toate premisele pentru asta. O provocare la care sperăm să facem față. Sunt de asemenea evenimentele de iunie, de sfârșit de iunie este vorba despre Festivalul România Autentică, ediția a doua Iași, unde împreună cu un grup de artiști din Republica Moldova vrem să-i dăm
o patină legată și de momentul centenar, între frați nu se pun hotare și se închide și luna iunie. Luna iulie e o lună mai liniștită ca și luna august, știți, de fiecare dată, dar nu ne vom opri pentru că dăm drumul la programul de sport în cartiere pe 17 terenuri de sport legate de școlile și colegiile din municipiul Iași. August e vacanță, dar nu ne oprim, avem festivalul dedicat diasporei, a celor care au părăsit țara din diverse motive, dar vor veni în vacanță luna în august, și iar septembrie începe școala, noi toată vara muncim pentru că vrem să predăm ce am început, vrem să ducem la bun sfârșit. Haideți să mai preluăm un telefon și revenim. Alo, bună ziua, vă ascultăm! Bună ziua, domn primar! Săruna doamna Stolerencu! Domnul primar, știți ce se întâmplă la noi să fac manifestațiile astea cu copiii sau fie, cum se cheamă, e frumos. Parcă așa, nu? Festivalul Internațional de Educație, da. Așa, perfect. Și domnul, marele domn care e invincibil, vrea să transforme, sau și la București manifestații din astea sau numai la noi. Nu, n-am înțeles foarte bine. Ba, n-are, că astea sunt organizate de noi. E brand local. Ceva. Da, că acolo... am înțeles că se așteaptă pe 9 iunie să face nu știu ce pe acolo și pentru că el o să fie, dă Doamne, să fie, așa, o soluție care o doresc eu. Am înțeles. Așa? Da. Să transform într-o a doua revoluție? Doamne, eu n-aș mai numi o asta revoluție, asta e revoluția prostiei dusă la, exact. Păi la nivel maxim. N-am mai vrut eu să zic, știți, da, trebuie să zicem ceea ce ne doare, că da. Te uiți de jur împrejurul tău când toată lumea te marginalizează și tu nu-ți revii. E prea mult totuși, lasă lumea prea, e prea de capul lui, știți? E cam de capul lui, dar pe mâna noastră, cum se spune. Da, dar ne costă probabil și pe noi în același timp foarte mult, nu? Nu, numai pe noi ne costă. Să știți lucrul ăsta, că numai pe noi ne costă. Și externul? Pe dumnealui și echipa dumnealui nu-i costă absolut nimic. Deci absolut nimic. Pentru că faptele sunt fapte, dacă se trebuie plătite ca un călcat legea, se plătesc, nu contează cum te numești. Dar prejudiciul economic și de imagine pe care România îl încasează, mai ales în ultima perioadă, ăsta îl plătim noi, copiii noștri, etc. Asta vă spuneam și eu, sigur că da. Așa este. Ce vreau să vă mai spun, domn primar? Eu știu că dumneavoastră sunteți un om deosebit și nu vă schimbi nimic. Am fost astăzi spre Piața Dacia și vă spun că pe partea stângă, cum se merge între, pot să vă zic Lidl, nu? Lidl și Biserica Catolică. Știți cum? Un fir de iarbă nu există pe trotuarele cele. Adică o picați dispariți și copacie până la urmă. De ce nu știu dacă mai contează sau nu mai contează, dar... Le rupe sau ce sunt? E așa de urât și nu știu, nu mi-a plăcut chiar deloc în zona aceea. Pe strada Tabacului, cineva, spuneți, nu? Cred că Tabacului, până la Piața Dacia, așa ar fi, cred. Acolo... Da, da, domn primar. Am înțeles. Haideți că facem noi o verificare. Vă las în pace și vă doresc o bine de lume. Să fiți sănătos, familia. Și echipa de la Infinite V, bineînțeles, și echipii. Vă mulțumim. Bun, mai ales, nu? Fără de care nu ne-am fi auzit și văzut. Da, bine. Vă mulțumim pentru telefon. Cu respect. Da. Sunt mulțumim. O să verificăm un pic strada Tabacului, să nu fie apărut un incident acolo. Noi lucrăm în momentul de față, avem în continuare 4 echipe care lucrează pe Copou, pe Toma Dumitrescu și pe Dumbrava Roșie. Pregătim mai ales sezonul de vară, când vor veni mulți turiști care vor intra în Grădina Botanică din Iași și inclusiv noi sperăm ieșenii. De asemenea, lucrăm în continuare Nicolina. Teodor Buraga este pregătit, am văzut că i-a dat graficul către poliție spre avizare. Se lucrează intens și pe zona Bârnova să terminăm odată cu rețeaua de gaz, că ne încurcă foarte mult. Sunt 2 rețele magistrale aproape de gaz, de diametre mari. Au venit și cu apa, în fine, din spate o să venim și cu lucrările de modernizare. Am emis azi și autorizația de construire în vederea obținerii tuturor diligențelor legale în ceea ce privește refacerea acestui drum și, sigur că da, ținem de el până la sosirea iernii, sperăm să-l facem. Se lucrează intens și pe zona Teodor Paladi, Gogălnicianu, a fost de dimineață și o să dăm drumul și pe Ralet. Le-am propus închiderea definitivă a circulației rutiere. Nu se poate lucra în regimul de acolo. Efectiv, excavator, camion, mașină, student, elev, copil de toate vârstele, în fine, prinși cu toții acolo în șantier.
Mi-e frică și mie să nu avem un incident și l-am spus, închide Teodor Paladi, să închide și pe partea cealaltă spre Bălcescu și apucați-vă de lucru serios. Sperăm să vedem lucrul ăsta în perioada imediat următoare. Se lucrează și la pasarela pietonală Alexandru cel Bun peste gară. Acum se montează niște elemente metalice de susținere cu pole de acoperire. Cred că în 4 luni de zile o să putem să o raportăm septembrie-octombrie spre finalizare. Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua dumneavoastră, bună ziua domnului primar. Bună ziua. Să rămână, doamnă. Pentru domnul primar o întrebare. Suntem în cartierul Metalurgiei, mai mulți bătrâni care avem o problemă. Tramvaiul 11, tramvaile astea noi care au uși pe ambele părți, care sunt aduse mai recent, sunt foarte frumoase și confortabile în interior, dar ultima scară de jos nu ies în afară. Cred că sunt aproape 60 de centimetri în stație aici, în cartierul Metalurgiei, până la prima scară. Ne urcăm în coate, în brânci, mai ies vatmanul și ne mai dă mâna ca să ne ajute să ne urcăm. Nu se poate face ceva să iasă scara aceea, măcar în stația asta, unde nu sunt pergole. Peroane. Peroane. Da, am notat, doamnă, și sun imediat să văd ce se întâmplă. Dacă e defect, să nu-l scoată. Vă mulțumesc. Cu stimă, mulțumim foarte mult. Da, cred că am mai semnalat cineva la un moment dat această problemă. Nu știu dacă în direct s-au sunat la noi în redacție. Nu, am văzut-o. Noi am dat drumul de dimineață la verificat și tramvaile astea lungi de 300 de pasageri pot încăpea în ele cu uși pe ambele părți. Și o să vedem exact ce se întâmplă cu treapta de jos. Trebuie acționat manual sau ar trebui să-și dea drumul mecanic ca să nu mai să dea nici vatmanul jos de acolo. Se lucrează și la modernizarea pietoană. Mai preluăm un telefon și revenim la întrebare. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Spuneți. Bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Să rămână, doamnă. Mă numesc Maria. Domnul Chirica, vreau să vă felicit pentru demnitatea dumneavoastră pe care o aveți față de hărțuielile partidului din care proveniți. Și a spus dumneavoastră că ar fi bine să ia un bilet către Costa Rica, dar poate ajunge la noi la Mititica, domnul Dragnea, și să termin odată cu panorama asta din țară. Aș vrea să nu mă deșupeți, eu vă aud foarte greu, pentru că sunt telefoane din rețele diferite și am înțeles. Văd că se creează radiofonie. Să știți că noi vă auzim bine. Cred. Domnul Chirica, am mai multe probleme, printre care una. Aș vrea să vă rog să-mi spuneți ce se construiește aici la Sala Voința, pentru că a adus o macara care depășește un bloc de 10 etaje. Deși noi aici în zonă e așa de poluat și transport, super transport, mă rog, înseamnă că ne-am aranjat pentru cel puțin un an de zile aici cu zgomote în plus față de ce avem noi. Am înțeles, verificăm. Doi, aș vrea să vă semnalez încă o dată acel motociclist care după ora 22 începe turul prin zonă și nu știu, parcă e la raliu, face poc, poc, poc și merge și prin spatele blocului și face aici niște ocolișuri de nu se mai poate. Am încercat să văd un număr, ceva, nu știu, n-am reușit. Acolo e pe Arcul Zugravi, da? Da, deci e strada cu unii Sala Voința. Arcul. Deci pe aici vine, urcă și pe fătul, un conjur, face ceva de groază. O ține așa până pe la 2-3 din noapte. N-ați sunat la poliție? Că acolo e chiar lângă poliție, secția 2 la 2 pași. Domnul primar, știți, acum vreo 3 săptămâni cineva din zonă ne-a fumat de la ora 8 dimineață până la ora 12. Și am încercat să iau legătura cu cineva, că era un foc aici, așa, un fum, de nu se mai putea. Știți, dumneavoastră mă trimite să vin personal, să fac scris, să fac nu știu ce. Nu. Eu știu că dumneavoastră nu le puteți avea, putea să le rezolvați pe toate, dar nu știu, echipa cu care aveți dumneavoastră. Bun. Problema este că nici nu avem competență peste toate problemele orașului, că mai sunt și alte instituții. Dar e bine că ne le reclamați, în adevărat sens al cuvântului, că luăm
sesizăm și noi mai departe și trimitem și noi oamenii noștri. Domnul Chirica, o altă problemă pe care vreau să o semnalez. Vă rog. În piață sunt, au apărut niște ouă de mai mult timp, cred că de vreo 3 ani. Și cei care vin și vând produse sunt obligați să pună și punguțele cele cu ouă, care nu știu de unde provin. Sincer, am încercat să-i citesc pe unul pe altul. Cu ouăle astea, păi nu sunt ale noastre, dar de ce vă obligă să le vindeți? Nu știu, sunt ouă de contrabandă, nu știu de unde vin. Cine obligă pe cei care vin să vândă direct marfa lor, să vândă și aceste ouă? Nimeni. E o minciună. Cineva mi-a zis că ar fi ouă venite cu barca și cu trenul. Știți? Mai mult nu vreau să-mi spună. Am înțeles. Și nu sunt ouă. Dar în care? În piața Alexandru, unde? Și în piața Alexandru și la Nicolina. Am înțeles. Și nu sunt ouă de calitate, vreau să vă spun. Ok. Punctul 3... știți, sunt aproximativ 10 ani de când eu aș fi vrut să am o discuție cu dumneavoastră pe mai multe probleme, dar n-am reușit. Am venit eu odată la primărie, doamna secretară m-a luat foarte așa, parcă eram venită să pun o bombă. M-am supărat și foarte tare, m-am necăjit foarte tare. Dar care secretară? Că eu am una blândă, mă trezesc cu oricine în birou. Da. Nici eu n-am fost prea consecventă pentru că am și niște probleme cardiorespiratorii și de fapt... Dar când ați trecut? Chiar m-ar interesa subiectul ăsta. Poftiți? Când ați trecut și nu v-a primit? Păi este un an de zile. Ei, tu e aceeași secretară, dar ea nu da. Repede, din potrivă, mă pune în legătură sau îmi spune, vă caută doamna sau domnul sau în fine. Nu știu, m-a luat, ce problemă am, ce nu știu ce m-a luat de jos, trebuie sus, să ia pentru... V-am mai spus eu. Știți, da. Știți de ce, doamna Maria? Că noi încercăm să nu avem secrete și totdeauna îi spun și la cabinet, la minic, la aceea, să spun măcar tema discuției ca să mai invit un coleg. Să-i spun, domnule, e o problemă de urbanism. Să vină arhitectul șef, e o problemă de canalizare. Să vină inginerul de pe canalizări. Ca să pot să iau și o decizie repede, că altfel e doar o discuție fără finalitate. Da. Bine. Domnul primar, și acum ultima problemă pentru care v-am mai rugat eu, că v-am mai spus-o și telefonic și telefonic personal v-am dat și într-o altă emisiune la TV Live. Vă rog din suflet, aș vrea o verificare la Asociația de Proprietari. Mă rog, dumneavoastră să-mi spuneți la cum ce să bloc? Procedez pentru ca să spun din ce punct de vedere solicit această verificare. Lăsați numărul de telefon în regie și o să vă sune un coleg de-a meu. Vă rog din suflet, domnul Chirica. Da? Bine. Vă felicit pentru totul și vă doresc multă sănătate și putere să le rezolvați pe toate și să aveți oamenii care să rezolve problemele de la dumneavoastră. Să mă susțină. O zi frumoasă. Mulțumesc pentru telefon. La revedere. Da. Un pachet întreg de probleme, dar multe dintre ele cu trimiteri caracter general. Uitați-vă motocicletele astea, discuții care am avut-o și cu colegii la poliție. Da, și să nu doar în zona aceea, mai sunt și în alte zone. Păi nu sunt foarte multe. Este la Casa Studenților un grup care probabil se deplasează către Sus Agronomie, către Rond Agronomie. Mai se duc și pe zona centrală, dar în general cam prin zonele astea îi putem găsi de fiecare. Dar n-am nimic cu motocicliștii, că nu... Dar trebuie să aibă și un pic de decență. Motoarele alea măcar trebuie sparte. După ora 10. Și chiar și înainte de ora 10 nu e nevoie să ascultăm huruitul motorului. Nu știu, trebuie să-și găsească alte soluții, dar nici de cum prin oraș, mai ales printre blocuri. Cu ouăle n-am înțeles, decât probabil că sunt niște ouă care se aduc pe alte surse decât sursele convenționale recunoscute de la furnizor la distribuitor. Și trebuie să vedem. Da, o fi și mafia ouălor. Păi, nu mai trebuie știm o verificare. Mai era la un moment dat acel deputat care a spus să se impoziteze ouăle din curtea cetățenilor de la țară. Adică dacă bunica are două ouă, să impoziteze. Bun. A fost o glumă, cred că, nereușită. Nu a fost o glumă. Cred că nu se poate. După aceea s-a transformat în glumă. Sunt lucruri. Domnul Vlad Simenescu întreabă dacă sportul ieșean va fi sprijinit, susținut de către municipalitate. Primărie. Și
nu se referă doar la fotbal, sportul în general. Păi chiar pe ordinea de zi a ședinței de mâine este un proiect de hotărâre privind susținerea sportului pe diferite competiții sportive, judo, scrimă și altele, cu valoare totală de 285.000 de lei pe 15 poziții. Sigur că da, susținem, dar în temeiul legii. Legea s-a modificat, condițiile de finanțare a sportului profesionist sunt total altele decât cele pe care le știam până acum. Impunerile pe care ne le prevede Comisia Europeană alături de legislația locală trebuie respectate, nu sunt discutabile și nu sunt la intervenția mea. Mi-este drag sportul în general, sub toate formele ei, m-aș implica și financiar dacă aș avea posibilitatea legală cu maximă forță, o fac exact în temeiul legii și sprijinim în continuare. De altfel, ieri am avut o primă ședință cu clubul de fotbal, cu conducerea clubului de fotbal, să ne reașezăm strategia pentru campionatul următor, în speranța că vom putea chiar să-i găsim o soluție cât mai bună. Și sunt perspectivele pentru câteva soluții în care să găsim și finanțatori. Cam peste tot în lumea sportului profesionist sau și-au găsit finanțare din domeniul privat. Din domeniul privat. Până la în rest, sportul pentru tineri copii. Sportul pentru tineri copii. Deci, asta este strategia mea pe care vreau să o adopt. Cât mai multe terenuri de sport de calitate, suprafețe de joc în sală de sport de calitate, cât mai mulți copii pe implicați. Terenul de sport implicați, iar sportul profesionist să se ducă spre profesioniști, spre mediul de afaceri, spre lucrurile. Pentru că toată lumea s-a concentrat pe partea finală a sportului, dar a pierdut din vedere pepiniera. Puțin îmi pasă mie și o spun cu maximă siguranță, pasă mă, în fine, să mă critice, oricine mă critică. Ce îmi pasă mie că echipa de basket are 9 americani și 5 în tailandez, dar n-are decât 2 români. Unde-i pepiniera de români? Ce îmi pasă mie că în rugby avem doar 5 români și restul s-a dus de prin Africa, de prin Africa de Sud, de prin Noua Zeelandă, etc. Iar noi avem sportivi buni care fac performanță, dar nu sunt noi trebuie susținuți. Să fim pepiniera, în primul rând, de bază pentru sporturile noastre și pentru echipele noastre. Că îți mai aduci câte o perlă de pe aici, de pe acolo, să-ți șlefuiască un pic echipa, da, sunt de acord, nici asta nu trebuie neglijat. Dar pepiniera, baza, baza trebuie să o creăm noi. Și noi, ca autorități locale, trebuie să ne concentrăm spre bază, să avem cât mai mulți copii de unde să facem bază de selecție mare. Așa este. Doamna Mirela Abave întreabă dacă se va asfalta strada Buridava în spatele Buridava, acelor bănci. Dacia. Anul acesta? Buridava. Să încercăm să ajungem și pe strada Buridava. Noi aveam de asfaltat. De fapt, ea este. Legătura dintre Bicaz și piața Dacia. E Buridava. Da, este prinsă. O să-i refacem și trotuarele și o să facem și legătura, inclusiv o să intrăm pe aleile de la școala generală numărul 3, unde anul trecut am făcut terenul de sport și anul ăsta vrem să intrăm un pic pe aleile din jurul școlii, când arată foarte, foarte bine. Doamna Florentina întreabă dacă, când vor putea fi cumpărate locuințele ANL din șoseaua Nicolina numărul 111, bloc 1004, tronson 4. 1004, blocurile 1004, dacă au împlinit 5 ani de zile și au împlinit. Ele au fost 2011 finalizate, deci au peste 5 ani. Există o procedură pe care o puteți descărca și de pe site-ul primăriei, dar o găsiți și pe site-ul Ministerului Dezvoltării, cum se cumpără aceste locuințe de tip ANL. Există și un preț mediu de vânzare, banii intră în contul statului și creează un fond de dezvoltare pentru alte locuințe de același tip ANL. Pentru că e nevoie să se mai construiască și încă este un proiect prin care este. Se mai construiască. Derulăm acum chiar două proiecte. Unul noi pe social și altul derulează statul pentru rezidenții din medicină. Pentru rezidenți, normal, legați de facultatea de medicină și care aceste două complexe vor construi în zona grădinare. Autorizație de construire eliberăm și pentru unele și pentru celelalte. Bani de la bugetul local sau bani de la unul? Primele două tronsoane de la bugetul local și celelalte două de la bugetul de stat. Noi asigurăm doar partea de utilități, racorduri, sistematizare verticală. Da. Alee, stradă, în fine, ce trebuie până la bloc. Până la următorul telefon, trecem mai departe. Se lucrează și în continuare la spațiile de joacă pentru copii. Sau avem un telefon? Alo? Da, bună ziua! Bună ziua! Vă rog. Vă ascultăm! Pentru domnul primar am o... Vă ascultăm! Vă rog! O întrebare. Spuneți!
v-aș ruga ca de la doi băieți până la Dancu să treceți într-o zi cu mașina și să găsiți pe partea de sens pe mers care merge cel puțin 4-5 mașini parcate și marța viitoare să ne spuneți cum ați reușit și ați depășit acele mașini care sunt parcate acolo. Nu mașinile parcate, că mașinile au voie să oprească, dar calitatea drumului. Nu cred că ați mers de la doi băieți până la Dancu. Ei, chiar nu credeți. Eu vă rog să mă credeți, că știm foarte bine ce e acolo. Proiectul este la finanțare europeană, e în derulare și partea de proiectare. Am spus-o și emisiunea trecută, probabil că n-ați fost atent. Și până la sfârșitul lunii iulie îl depunem. Știți câți bani costă tronsonul? Așa, 12 milioane de euro cu tot cu ieșirile cu carosabil și necarosabil și trotuare. Și linie. Nu-s 2 lei. Fără bani europeni n-avem cum să facem acel tronson. Documentația în proporție de 70% este gata, se lucrează la ea, este contractată. Urmează depunerea proiectului undeva în luna iulie, am zis eu, începând de august. Termenul final este decembrie, dar aș vrea să profit un pic cu 2-3 luni înainte. Semnăm contractul de finanțare și dăm drumul la lucrări. Imediat după finalizarea proiectului, imediat după finalizarea proiectului, până când trimitem noi documentația către Comisia Europeană la verificare, noi și dăm drumul la procedura de licitație ca să mai scurtăm perioada de timp. Și când ajungem la semnat finanțarea, să avem și contractul de lucrări încheiat. Vă mulțumim! Deci, începând din acest an, dăm drumul la toate procedurile, lucrările vor dura aproximativ 2 ani de zile și nu sunt singure. E tronsonul Dancu, din doi băieți, de unde știți foarte bine, strada Pădurii. Deci ar însemna 2019. 2019 spre 2020 cred că se vor duce. Tronsonul Țuțora, Pădurii, Metalurgie, da, și da, mulțumim, patru și tronsoane avem. În total costă aproximativ 34-35 de milioane de euro toate tronsoanele pe care le-am enumerat. Da, e nevoie partea de, da, toată iarna am luat și am doi băieți Dancu acolo, chiar e... Acum este splaiul din metalurgie care mai... O să dăm drumul și la niște programe de investiții mari pe toate platformele industriale de acolo, poate dă Dumnezeu și se apucă și de treabă pe ele, ca în paralel cu ce vom face noi pe liniile de tramvai să se apuce și de construit ce mai este de făcut pe Dancu. Și ne interesează și partea dinspre platforma Phoenix și celelalte uzine de acolo, dar și partea de jos care face racordarea cu Splaibachului mal stâng este acolo. Da. Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, domnule primar, bună ziua, domnișoară. Bună ziua. Sărbuna. Mă numesc Melania și aș avea la domnul primar două probleme. Vă rog. Primul. Mama mea locuiește în Fundacul Florenț, numărul 1. M-am rugat eu cu copacul ăla, s-a tăiat jumătate, dar cealaltă jumătate a rămas așa. Dar era cum să-l tai jumătate? Probabil că era verde. Nu era verde? Nu știu, dar cealaltă jumătate e trunchiul copacului. Și ce-a rămas trunchiul în picioare și coroana jos? Păi coroana a tăiat-o. Vai de mine, dacă găsesc trunchi în picioare, mâine îl tai eu personal și le-l dau de cap. O să aibă un cucui cât Fundacul Ferenț. Și altceva, domnul primar. S-a construit o casă acolo, chiar pe cot, să vezi cu Fundacul Florenț. O casă cu două etaje. Sunt oameni toată care au familie. Toată soțeaua Fundacul Florenț e crăpată, domnul primar. Are așa două degete. Dar e o stradă neamenajată. Știu că se duce până în Grădina Botanică încolo. Nu, Fundacul Florenț aici jos în Săvescu, de la Policlinica Arcadia la Vale. Am înțeles. Nu Ferenț, Florenț. Florenț, am greșit eu. Mă scuzați. Da. Și nu știu cum au căpătat autorizații domnii aceștia, că eu am încercat să fac acolo la mama o cameră și o baie. Și nu mi s-a dat aprobare la primărie, a spus că pe ce este să construiesc. Eu nu pot să construiesc, domnul primar, pe o casă de 40 de ani. Nu, probabil că se referă la faptul că trebuie... Bine, dar se poate consolida și se poate face și mai mult decât vreați dumneavoastră o mansardă. Depinde de la caz la caz. Mi-e foarte greu să mă pronunț așa prin
prin televizor. Da, dar de regulă zona este construibilă, toată zona este construibilă. Cu betoane, cu... Îmi pare rău că am stricat hârtia aia care am primit-o la primărie și am... Să mi-o aduceți și mie, doamnă, o aștept. Bine, mulțumesc frumos. Să rămân. La revedere. La revedere. Zona de jos, de sub dealul Mitropoliei, să-i spunem, de sub dealul Palatului, e o zonă care e, din toate punctele de vedere, atractivă pentru a se construi. Da, e mai avem o autorizație de construire respinsă, pentru că domnul vrea să construiască pe 155 de metri pătrați casă. Chiar un duplex vrea să facă. Ei. A fost și săptămâna trecută în... Și eu aș vrea, sincer, să fiu, și pot să ajuta pe toți. Sunt niște rigori, sigur, nu de fiecare dată sunt îndeplinite multe din lucrurile. Și mai spun un lucru, multe din bazaconiile care au apărut prin oraș, să știți că erau neautorizate. În fiecare săptămână am câte o altă surpriză referitor la asta. Una scria în autorizație, alta s-a întâmplat. E iarăși un avertisment. Indiferent cum procedați, eu sunt foarte deschis la toate colaborările cu tot mediul de afaceri, pe toate direcții, nu contează că e imobiliar, că vrea să facă uzină, vrea să facă ce vrea să facă. Toate documentele ajung la urmă tot la noi. Nu se mai pot face intabulări. Fără să aibă avizul nostru, certificatele de edificare trebuie semnate de către primar, am schimbat toată procedura. N-aveți cum. Deci, certificatul de edificare, și cu asta închei, este însoțit de următoarele documente. Autorizația de construire originală. Procesul verbal de recepție original. Raportul arhitectului șef în original. Materialul fotografic al imobilului care vine să aibă recepția și înscrierea lui în circuitul civil. Și încă o chestie de care voi nu știți, niciodată nu fac verificarea cu un singur om. Am echipa care o trimit prin efectul dispoziției să-mi întocmească exact aceste materiale pentru care am făcut procedură începând cu luna aprilie și am altă echipă care se duce ori înainte, ori după și îmi face materialul informativ pe care eu îl cer să văd dacă între cele două materiale există o congruență de plină. Și dacă nu, o trimit și pe a treia. Să verific de ce nu sunt egale între ele. Și în felul ăsta mărturisesc, la mine pe masă n-au mai venit certificate de edificare decât vreo 4. Înainte semna poliția locală cu sutele, iar acum am 4, pe care la unul i-am dat drumul dimineața și pe unul l-a respins că la două blocuri diferite mi-a pus aceeași fotografie. Eu care am un simț așa estetic destul de rafinat și de observație și am văzut că de fapt aceeași clădire fotografiată din două unghiuri, motiv pentru care am trimis corpul de control să verifice ce se întâmplă acolo, de ce pe două blocuri diferite mi-apare aceeași poză. Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, aș vrea să intru și eu în direct cu domnul primar. Vă ascultă, domnul. Ați reușit? Am reușit. Noi am mai stat acum vreo 3 ani el la o discuție și mi-ați promis că o să rezolvați problema la cimitirul Petru și Pavel cu apă până la parcela 65, la pădure acolo. Este foarte greu să mergem cu bidoanele de 5-10 litri până acolo cu dar apă. Ce udați așa mult, doamnă? Poftim? Ce udați așa mult? Florile. Dumnezeule. Dar mai mult de vreo 4 metri pătrați nu cred că... Nu, dar și cred că o sticluță de asta de apă plată. De două ori pe săptămână, mai ales în vremea asta de secetă, așa este foarte greu. O să... Aș fi apreciat, ați făcut da, nu, o să fac altfel, doamnă. Frumoase, da, dar... Oricum, stați o secundă, că m-a avut colegii mei și rog să fie foarte atenți la ce spun acum. De nu se audă decât vara, să ia bidoane de alea de o tonă, de un metru cub, să le pună pe niște postamenți cu robinet, și să pună în toate colțurile, în toate capetele de cimitir, nu mai trag conductă, că ne costă conducta mai mult decât pentru atunci, o tonă de apă, mai consumăm un miliard de pomană. Da, ziceam noi de o fântână, că așa ziceam noi. Nu mai punem fântână, pun niște bidoane de apă cu robinet și luați apă de acolo. Bine. Ar fi foarte bine, așa ne-am și notat. Că ne este greu. Este foarte greu. Mergem, vă dați seama, mai ducem și câte ceva în mână, mai geantă, mai nu știu cazuri. Trebuie. Și este greu. Mulțumesc. Dacă mai dați de pomană, ca să fie pomana de plină, mai puneți câte unul de la care, nu unul, că stau cu 10, le spun, ia du-te bă și adu-și o găleată de apă dacă tot stai pe aici. Ah,
Păi nu vreau așa, să știți. Și în felul ăsta rezolvați problema. Cu munca mai puțin și pomană mai mult. Sigur, asta am remarcat cu prisosința acolo. Da, da. Bun, sănătate multă și să aveți putere de muncă. Și noastră. Mulțumim, numai bine, la revedere. Dar o să, săptămâna asta o să punem rezervoarele alea, niște postamente, așa, la un metru. Iarna le ții goale, că nu e nevoie să uzi. Și vara să fie apă în ele. Și vara le mai ușor. O să le mai dea drumul, sunt convins. O să mai curgă apa din ele, nu o să scrăpe nimeni. Da, pentru 1000 de litri de apă. Dacă sunt patru... Da, o paznic acolo, să-și facă și el treaba. Asta așa este. Mai, da. Mai prelum un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Vă ascultăm. Ce rămâne, doamnă. Domnul Chirica, vă mulțumesc foarte mult pentru acoperirea gropilor de la... O ajuns, da. Am uitat să o amintesc la început emisiunea. Am văzut-o că eram notat și asta când am plecat, dar am uitat de ea. Da. Cu drag, continuăm. Nu-i făcut. Știm asta, dar vreau să fac tot inelul ăla de străzi, vreau să mă apuc să-l fac ca oamenii. Prima stradă care intru cu echipele noastre este legătura de la Biserica Adormirea Maicii Domnului până în pasajul subteran. E nenorocită, da, complet. Mai e mai încolo, da, dar da, aia vreau să facă, parchează, vin foarte multe mașini pe acolo și e foarte greu, o să dăm bordura foarte jos. Mult, dar eu v-am spus de multă vreme că e foarte mare circulația. Și domnul Chirica, mare, și mașini oare ce să facem cu ăștia care certați cu curățenia? În ce sens? Își ia sacul de gunoi, să duce și-l pune în... În coșul de gunoi. Dacă sunt trei coșuri care n-ar mai trebui să fie. Adică unul la intrarea pe strada lotului, unul la colț, că vis-a-vis punctul de colectare a gunoiului. Știți ce se va întâmpla? Îl lasă unde apucă și o să îl rupă câinii și pe urmă trebuie să adunăm și din urma câinii. Nu cred că să-l mai lasă. Atâta timp vă spun din experiență. Uitați-vă pe Nicolae Iorga dimineața. Cam câte zeci de punguțe, dar o luăm așa, dinspre Cantemir și ieșim spre podul de piatră, punguțe lângă punguțe, ori în coșul de gunoi, ori lângă coșul de gunoi. Și tomberoanele sunt la 15 metri mai încolo. Părea mea că opresc la semafor și o lasă... Și mai este încă unul care... Dar alea nici nu sunt ca să fie copii, să spuneți că ar trebui pentru copii. Alea spuse pentru nesimțiți. Și ar trebui scoase ca nesimțitul să înveți să ducă la coșul de gunoi. Da. Trei coșuri acelea tot timpul și nu să fie la vreo scară de bloc sau ceva. Să exact la colțuri, așa unde nu se vede. Ei, o să ne obișnuim, câte un pic o să ne obișnuim. Și păcat. Noi să ne obișnuim cu dăși... Nu, ei o să obișnuiască că trebuie să... obișnuiască cu noi. O să obișnuiască că trebuie să comporte altfel. Vă mulțumim. Să rămână. Mulțumesc foarte mult. O seară bună și mulțumesc. Mai bine, la revedere. Cu respect. Problema, doamnă dragă, și mulțumim de telefoane, este nivelul execrabil de scăzut al nivelului de educație și oamenii care nu mai au un comportament civilizat, educat, sunt victimele sistemului care a distrus educația în România. Pentru că educația nu vine și pasărea își educă puiul după ce iese din ou ca să începe să înceapă să comporte într-o modalitate legată de specia pe care o reprezintă acea pasăre. Iar noi ce am făcut? Școlile de meserii le-am închis, sistemul de educație l-am făcut praf, profesorii nu le-am mai dat salarii și au părăsit sistemul și acum ne plângem că nu avem profesori performanți. Nu avem! De unde să avem? Cine îți lucra la 1500 de lei să facă performanță? Și-au schimbat domeniul de activitate. Și-au schimbat 80% din profesorii care ar fi trebuit să fie pe piniera eminențelor cenușii de care am beneficiat și eu și poate mulți ca mine, nu s-au mai dus în sistemul de educație pentru că mureau de foame acolo. Și acum suntem, culegem roadele. Roadele sunt ce vedem pe stradă. Și noi am fost copii și noi am fost tineri și noi am avut, să spunem, dorința de distracție și de a face lucruri mai trăsnite. Dar totuși la ora 10, 11, să spunem, cel târziu, erai în casă, nu-ți permiteai să înjuri, te culegea de pe stradă, vinea poliția și te întreba, dar tu câți ani ai? 18. Ești ori la facultate, ori la muncă. Dacă nu ești nici la facultate, nici la muncă, ești în arest. N-aveai decât trei soluții. Și s-a aplicat una dintre ele. Asta înseamnă să ai un stat care îți oferă, să spunem, perspectiva în care să te faci util comunității. Acum totul este vraiște, 700-800 de mii de copii care n-au mai terminat școala și care vor ajunge sclavi unor oameni mai educați, că așa se întâmplă de fiecare dată. Ori înfundă pușcăriile și tot noi trebuie să avem grijă de ei,
ori ajung să fie exploatați ca niște sclavi în tot felul de țări sau chiar în propria lor țară, pentru că nu au cu ce să-și coordoneze intelectul. Nu că n-ar putea, că Dumnezeu ne-a dat toți tranzistorii la toți, să zicem. Dar dacă nu i-am antrenat și nu i-am legat cum trebuie între ei, ajungem să fim victime. Mai luăm un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua. Mă numesc, locuiesc în Piața Unirii numărul 2. Vă rugăm să dați televizorul mai încet și să ne ascultați în telefon pentru a nu se face microfonie. Da, da. La bunicuță. Locuiesc în Piața Unirii numărul 2, în fața Bisericii Mitocul Maicii Domnului. Avem parcul ăsta aici, în fața blocului nostru chiar, care l-a invadat acum și oamenii complet străini, nu de pe la noi, nu știu de unii, copii, și mai mari, gălăgioși, murdari, nu au veceu public și vin și fac aici o centrală aici care nu mai funcționează. Ba da, ba da, funcționează, de acolo vă luați căldura. De la centrala din... Da, 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 de la punctul termic la Republica, de acolo. Din fața Trianon. Din Mitocul Maicii Domnului? Da, da, funcționează, cum să nu? Nu știu, că eu am centrală termică. E păcat. De la centralele astea termice am umplut spitalele și cimitirele. Cred, eu cred în privat. La noi, da, avem nicio vină, că aici vin, nu știu, nu văd niciunul să intre acolo. Și toți ăștia din parc vin și fac nevoile am de înțeleg. Scara cum coboară în centrală. Și toată ziua stau și eu la geam câteodată și mi-ai fugăresc, dar fac gălăgii. Unii mă întreabă, la ce etaj stai, doamnă? Și mi-i când ea dacă vă piață în geam. Da, să știți că acolo am avut și o problemă în care am implicat poliția când ne-a distrus toate coșurile de gunoi într-un weekend, acum nu de mult. Și nu ascund faptul că suma respectivă o prez la poliția locală, 6.000 de lei. Nu pentru faptul că nu avem poliții să punem la fiecare coș de gunoi. Dar nu totul, stia poliții, dar măcar să mai vin dar când puteau să mai treacă, puteau să-și facă și ei niște planuri operative, să vadă, băi, trece astăzi, mâine, ia vezi da, cine da. Să ia. Ia pozează-i. Sunt oameni ai muncii, sunt copii care sunt fugiți de acasă, sunt infractori căutați, sunt de aia care trag pe nas cu pungile, că e plină zona de aurolaci. Păi domn primar, eu am ieșit din bloc și m-am dus să mă stau pe o bancă, că eu sunt cu probleme de handicap de locomotor. Și m-am stat pe o bancă și un cetățean din parc a ieșit și mă smul în ciur de aur la gât. Cred. Deci... Și în timpul acela eu am strigat, am țipat. Și când am țipat eu, și poliția era chiar pe pragul gangului care iese de la magazinul unic, care iese în parc. Și l-a pus mâna pe el și l-a prins. Lăsorul l-a recuperat, așa, rupt l-a recuperat. Vedeți că se poate și bine? Da. Bravo. Mă bucur. Uite, îl felicit pe polițistul care a avut, nu știu, cred că era de la poliția locală. Dați-mi voie să fiu mână. Poliția locală au proces, judecat. Eu nu m-am prezentat, că n-am pus să mă prezint. L-au judecat acolo. Eu am spus că n-am să prezint, mi-a recuperat lănțorul, n-am să prezint. Dar s-a îndreptat asupra mea și frica mea, că am o frică când ies, parcă s-o mânhată cineva de gât. Ei, nu trebuie să... Am rămas cu frica asta așa. Domn primar, dar ce măsuri de luat ca să nu mai facă nevoie? Vin și fac nevoie, beau fetele, vorbesc așa urât, mă am întâmpat, să stau pe o bancă. Că nu mă cunosc, că eu îi mai strigat de ăștia. Dar vorbesc așa de urât, sunt niște copii needucați, domn primar, nu știu de unde au venit. Că nu știu de la noi, nu știu de unde, dar doamnă, să dea Dumnezeu să fi venit din altă țară, dar tare mi-e teamă că nu știu. Nu, din altă țară, nu, de la noi. Că se vorbesc urât, vorbesc murdar, din calea afară. O să nepoată, așa am natru ăsta, că auzi copilul, așa știi expresii. Am dar înțeles. Dacă ar mai veni din când în când, că e un polițist, iar mai struni un pic. Bine. Iar mai struni un pic, da. Să rămână, mulțumim. Nu să luați măsuri, domn primar. Mulțumim. O să trimitem din nou acolo poliția. Acum nu creadă cineva că vrem să prigonim populația de prin Iași. Dar poliția locală și numai poliția locală, că ne-am obișnuit să batem doar în poliția locală, dar mai avem și alte structuri de ordine publică. Sigur, trebuie să implice. Acum a fost un caz fericit că a prins hoțul de lănțișoare, dar se poate întâmpla să-i dea în cap să ia lănțișorul sau, în fine, să fie chiar și mai grav de atât. În urmare, este nevoie de mai multă implicare. Totul se face prin implicare. E adevărat, nici la ei nu sunt toate ca pe roate și au nevoie poate de mai multă atenție, dar ne-am asumat o meserie, trebuie să ne facem așa cum este ea.
Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Vă ascultăm. Bună ziua. Mă numesc doamna Blanariu. Locuiesc pe Nicolae Iorgan, lângă pasajul Paritetii în Galata, sub linia de tren. A, dar pe partea cu Iorga. Da. Da, da. Și s-a făcut aici marcajul la care merge în Galata, pe linia de tramvai, s-a marcat să nu mai staționeze mașinile și s-a făcut un haos acum aici de nu mai putem sta în casă. Trenul trece, sună, mașinile sună, tramvaiul sună, tirurile trec și sună, e un dezastru ce e aici. A, vorbiți de zona hașurată pentru virajul de stânga. Așa, care s-a făcut acum o săptămână. Păi nu, dar s-a făcut, așa se face. Până acum nu era corect. Ăla este, aia e zona de staționare a tramvaiului, că prin lege tramvaiele sunt prioritare. Sigur, înțeleg. Sigur, sună dar... că nu pricepe că trebuie să o elibereze, dar până la urmă o să elibereze, pentru că mersul înainte al tramvaiului trebuie să fie prioritar și în perioada următoare o să asistați când tramvaiele, autobuzele vor sta pe bandă rezervată. Nu pot înțelege ce se poate lua măsuri. Că e o gălăgie și un scandal aici, nu poți să te odinești, nu poți să stai cu un geam deschis deloc. Dar nici cu da, asta cred că e ziua mai ales, că seara nu s-a întâmplat asta. Dar, nu știu cum se va rezolva treaba asta, dar... Am o idee. Bine, dar cam peste tot, acolo unde staționează tramvaiul la semafor, s-a marcat această zonă de restricție pe care trebuie să o respecte conducătorii auto pentru a lăsa tramvaiul să se apropie de semafor. Și la gare e la fel, și aici la pasaj unde a spus noastră, care trece pe sub calea ferată și în alte părți, e normal să fie așa, este zona de protecție care trebuie să fie dedicată tramvaiului la oprirea la semafor. Așa spune legea. Până la urmă, trebuie să dăm și prioritate. O să facem iar o scurtă... cei care au permise de conducere când vine să fie un pic supărați pe școlile de șoferi. Dacă i-ar învăța un pic mai bine, că șoferia nu-i haiducie. Trece cine. Nu suntem nici în India, nici în Pakistan, nici în alte state unde am aflat că acolo nu contează. Ai volanul în mână, ești suveran. Ai ghinion să treacă altul peste tine, nu pe lângă tine, ești ghinionist. Dar tot suveran rămâi la spital. Mai luăm un telefon. Alo, bună seara, vă ascultăm. Aici trebuie să respecti niște reguli. Alo. Alo. Vă ascultăm. A, sunt în direct. Sunteți în direct, vă rog. Vă ascultăm. Bună ziua, vreau să-i adresez o întrebare domnului primar. Vă rog. Rugăm să dați televizorul mai încet pentru a nu se face microfonie. Da, la moment să ne ascultați doar în telefon. Mulțumim. Da, l-am închis acum. Dar de ce doar în telefon? Poate vrea să... cu locurile de parcare. Da. Puțin. În Păcurar s-a făcut o licitație, dar n-au fost scoase toate locurile la licitație. Și s-au licitat astfel încât s-au ajuns la aproape 1 milion locuri de parcare. Ele trebuiau licitații undeva la 20 de locuri, dar au fost scoase numai vreo 10, nu știu de ce. E posibil celălalt să fie avut deja contract. Da, dați-mi un număr de bloc. Nu aveau pancarde de alea. Da, nu toată lumea pune pancarde. Blocul numărul sau Păcurari numărul? La Asociația de Proprietari Moara de Foc. Acolo sunt multe asociații Moara de Foc. Blocurile 401, 402, alea, dacă le știți, alea cu 8 nivele, alea noi. 400. Din 90, gen. Cele dinspre calea ferată. Așa, da. Asociația de Proprietari la blocul 408. 408, așa e. Bun, verific să vedem exact ce locuri mai sunt de scos la licitație, dacă mai sunt. Da, știți, domn primar, cum au fost scoase? Au fost scoase undeva la vreo 5 locuri și au bătut vreo 10-11 oameni. Și tatăl meu mi-a spus că mai erau încă vreo 4 locuri care... la primărie nu le-au scos și pe să vedeți că și pe următoarele, următoarele 4 se vor mai bate tot 10-15 oameni, că ele comunică blocurile alea între ele și cu siguranță vor veni. Da, scoatem la licitație tot ce avem acolo în regim de urgență. Dacă mai sunt, desigur. Da. Sperăm să mai fie. Asta e pentru tatăl meu am sunat, că eu nu mai stau acolo. Dar am sunat nu contează, problema e la fel de valabilă. Să trăiți. Da. Sper pentru tot ce faceți, pentru oraș.
Mulțumim tare mult, cu respect. Facem cât mai frumos să fie și durabil, că ne interesează mult să și rămână din urma noastră ceva, că așa de consumat, toți consumăm și pe urmă când tragem linia și te uiți în visterie, găsești doar ceață. Dacă tot vorbim de locurile de parcare, domnul Gabriel Dogaru spune că într-o altă emisiune am spus că se vor scoate la licitație locuri de parcare pe strada Clopotari. Și încă nu s-au scos, unde momentan trecută. Sunt ocupate ilegal pancartele. Clopotarea a fost săptămâna trecută. A fost scos la licitație săptămâna trecută? Nu, a fost problema expusă săptămâna trecută. Noi trebuie să le terminăm marcajele, după care le scoatem la licitație. Mă uitam că tocmai lecturasem un pic acest text la începutul emisiunii. Vom reveni. Pe strada Clopotari am trimis colegii mei de dimineață, că este un tronson de stradă care nu are pluvială, așa cum a rezultat și de la dezbaterea bugetului pe anul 2018, să ducă cu apă, s-au dus cu apa vitală, să vadă unde ar putea lega pluviala de acolo și să facem niște cămine de preluare apelor de suprafață. Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm? Alo? Bună ziua, vă ascultăm. Să trăiți, sunt Constantin din cartierul Galata. În fața blocului, în fața vântii aici la picere, este un cămin. Mă auziți? Da, vă auzim, spuneți. Este un cămin de vreo 2-3 ani și face trang și nu se ocupă nimeni. Strada Galata la BCR? Da, unde e BCR-ul, da, că nu-mi scapă. Face cu BCR-ul din Galata. Am înțeles. Un cămin de canalizare. Da. Îl preiau acum când ies din emisiune să duc să pun un cauciuc ceva pe el. Nu trebuie cauciuc. O încercați ăștia, domnul primar, ca să sudeze, o sudați-vă câteva ori, de vreo 10-20 de ori, și de atunci l-au părăsit, l-au abandonat, a spus că e din canalizarea veche. Bun, vechi, nou, el trebuie să nu facă zgomot, ce contează vechimea. Și chiar dacă pune cauciuc, circulația este foarte fluentă, deci multă lume bătea aici cu mașina, și cauciucul ăla se rupe, se taie. Spuneți pe strada Cerna? Nu vii strada, pe calea Galata, față în față cu banca BCR. Calea Galata. Chiar în fața băncii, în mijlocul șoselei, pe carosabil. Am înțeles, preluat, gata. Vă mulțumim. Să trăiți. Mulțumim, o seară bună, la revedere. O să-l trimit să vedem ce cu dânsul. Aș vrea să facem și o scurtă trecere prin ședința Consiliului Local de mâine. Sunt 68 de puncte pe ordinea de zi, printre care avem și niște puncte mai importante. Păi numai ca să le citim ne trebuie 2 ore. Ca să le dezbatem încă 2, cel puțin. Pe proiectul de hotărâre se va afla și înființarea Muzeului Municipal, aprobarea regulamentului de organizare, funcționare. Da, e unul dintre obiectivele celelalte, pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit și va începe să și funcționeze din acest an, așa cum am promis la începutul anului. Încă un subiect important pe ordinea de zi va fi cel cu transportul public în comun, acele abonamente unice de care au mai fost întrebări și din partea telespectatorilor. Dacă a intrat în vigoare, de când intră în vigoare, care intră în dezbatere în Consiliul Local în ședința care mâine care va urmează, intra în ședință, mâine, după care începe efectiv după publicare și tipărire și transmiterea către prefectură, începem efectiv să le rulăm pe noile tarife. Scade tariful la abonament pe lună de la 116 lei la 80 de lei, cu 36 de lei. Noi spunem că este una dintre cele mai provocatoare abordări în transportul public din țară, pentru că vrem să aducem cât mai mulți oameni cu abonamente la un preț rezonabil, care să le permită o abordare și să nu depindă foarte mult de nivelul de salarizare. Elevii și studenții 40 de lei, pensionarii rămân în abonamentul gratuit, așa cum l-am și în momentul de față. Tichetul crește de la 2 lei la 2,50 lei și vor fi tichete cu 2 călătorii de 5 lei, nu de 4. De asemenea, am introdus și abonamentul anual, care acoperă 10 luni. Adică dacă un abonament lunar este 80 de lei, anual pe 12 luni este 800 de lei. Deci 2 luni
gratuitate. Gratuit. E o abordare, spunem noi, corectă din punct de vedere al capacității economice de a susține un astfel de abonament. Mai avem o hotărâre de Consiliu în dezbatere propusă, regulamentul pentru câinii periculoși, care va intra și el în dezbaterea publică a Consiliului Local, foarte important, și o să vedeți niște măsuri foarte exigente pentru cei care au câini mari, câini de luptă, câini bolnavi și care nu au carne de sănătate la ei și nu vor să respecte acest regulament. Vom da drumul la sancțiuni pentru toți cei care pun în pericol pe alți câini sau oameni. Și nu mergem doar prin a constrânge libertatea animalelor de a se mișca, nu știu ce, cu botniță și celelalte, care pentru unele specii sunt absolut firești. Impunem proprietarilor sau deținătorilor și condiții de trai mai bune pentru câinii care au. Dacă n-ai o cușcă în care câinele să stea în picioare, n-ai o cușcă și un spațiu în care el să poată plimba în jurul cuștii, normal că nu poți să ții un câine. Prin urmare, nu poți să ții un câine, nu ții un câine. Ție o pisică, ție o rață, ție, nu știu, o maimuță, să stea cățărat pe un copac, pe undeva, dar nu ții un câine ca să-l chinui. Ție atunci când ai condițiile minimale pentru ca să-l poți să-l întreții. Mai luăm și un ultim telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm? Cred că s-a întrerupt. Se pare că s-a. Mai avem pe ordinea de zi proiecte importante. Mai sunt până la 68, sunt foarte multe, dar vom aprobarea unor și indicatori pentru spitalul de recuperare, terenuri de sport la câteva școli și licee din oraș. Sigur, unele proiecte sportive. Finanțarea unor proiecte sportive de circa 3 miliarde de lei. Toate vin, să spunem, în ansamblu preocupărilor de zi cu zi pe care le are municipiul Iași. Da, mai preluăm un ultim telefon, că aud că sună din nou și apoi încheiem emisiunea. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Vă ascultăm. Alo, bună ziua, domnule Chirica. Să rămână, vă rog, domnule. Mă numesc ca Petrani. Am fost la cimitirul Eternitate și am văzut acolo că se încărca gunoiul într-o remorcă și după aia în capătul cimitirului se descărca. Este o mizerie de nedescris, vă spun. Unde? La capătul cimitirului? La capătul cimitirului, deci de la biserică, pe aleea, tot înainte. Vă spun ce este acolo. E ceva de nedescris. Hârtii, ciment, cărămizi, coroane, flori. Este ceva care când bate vântul, tot se ia, ce se ia de acolo, se împrăștie majoritatea mormintelor. Eu vă rog din tot sufletul că și noi plătim acolo aceleași contribuții cum plătesc și ceilalți din partea de jos a cimitirului de la intrare. Am înțeles, doamnă. Chiar e o altă problemă. Drumul este așa cum este, când plouă. La drum o să avem o mică rezervă până când nu terminăm de introdus cimitirul în rândul monumentelor istorice. Nu ne mai putem apropia. O să-l reparăm, o să-l întreținem. Pentru că el va intra în circuitul cimitirilor europene, da, și va fi abordat din alt punct de vedere. De acolo, domnul primar. Am notat, asta e foarte bine că mi-a spus. Mărturisesc că în cimitirul Eternitate de la ultima depunere de coroane n-am mai fost. N-am ajuns până în capăt gardul dinspre cimitirul Petru și Pavel, dar voi trage o fugă până acolo mâine dimineață. Nu e la cimitirul Petru și Pavel, e la Eternitate. Deci da, dar e capătul dinspre nord, nu despre la vorbim. Da. Dinspre celălalt cimitir. Că acum cimitirile s-au unit. Este o cum s-ar spune acolo. Este jale. Mă duc să verific. Mulțumim. Mulțumim tare mult. Vă mulțumim pentru telefon. Bine ați sesizat. Mulțumim. Și mai fac încă o observație pe tema asta. Nu tot mai multă lume. Lumea îmi reclamă și la cimitirul Sfânta Treime din Păcurari, pe strada Păpăuț. Ne-am dus acolo și am cerut să începem un program de reabilitare a aleilor, mai ales în partea de jos. Uitați, și aici vin cu propuneri, fac apel la colegii mei să trateze cimitirile ca pe un parc, că e foarte multă lume care vine acolo. Vă mulțumim, se pare că am ajuns la finalul emisiunii, vă mulțumim pentru prezența în studio, ne revedem și săptămâna viitoare la o nouă emisiune. Cu drag. Celor de acasă le mulțumim pentru atenție și le dorim o zi frumoasă în continuare. Rămâneți pe Infinit TV!